Best Dance. Best Dance. Deepside DJs! Al doilea premiu din seara asta merge la Deepside DJs Best Dance. Hello, băieți! Hello! Așa emoție, am zis și pe scenă, n-am avut de la debut și asta nu se întâmpla cu 4 ani de când există Deepside DJs și de mult mai mulți ani. E o stare foarte mișto, e aparte, chiar pot să zic la un moment dat că... Aoleu, ia! Cât mare să predăm ștafeta la cineva care ține mâna mai drept. Ia, ține mâna drept. Ia, ține mâna. Hai că e bine. La tine cum e? E bine, e bine. Tu ești cel mai emotiv. Păi toți am fost, cu siguranță. N-am mai fost în stare să zic nimic, nu știu, m-am blocat. Am zis salut, e greu. Foarte greu. Să vorbești în fața microfonului când iei un premiu care atârnă greu așa, adică Best Dance pe 2011-2012 e un premiu care atârnă greu, știi? Și e foarte mișto, o senzație. Mulțumim tuturor celor care ne-au votat și celor care nu ne-au votat, sperăm să ne voteze la anul. Și așa mai departe, nu știu, lista e lungă. Dar voi aveți emoții, având în vedere că ați cutreierat lumea asta în lung și în lat? Avem emoții pentru că suntem perfecționiști și de fiecare dată ne dorim să ne iasă totul extrem de bine, cât se poate, mai aproape de perfecțiune. Și din cauza asta avem emoții. Avem într-adevăr un număr mare de concerte la activ, însă cu siguranță în momentul când va trebui să cântăm vom avea emoții nou. Până dăm primul play, că să vezi că merge totul, că sună microfonul ok și după aia ne distrăm împreună. Am salvat. De ce ați lipsit la repetiții? Pe unde ați umblat? Prin București. Ne-au luat vreo 2 ore să ieșim din București azi, dar nu, am avut... Nu, până că v-a lovit și pe voi astăzi inspirația în studio și... Nu, am avut trimisul nostru special la probe, deci probe s-au făcut din partea noastră. Am înțeles. Bun, ok, vreau să mergeți acolo la artiști și ne vedem puțin mai încolo când aveți treabă pe scenă, da? Vă pup! Yeah. Felicitări pentru premiu!